情，还没加。Meu Deus, oi? Lá vem aqui. Chame no paro aqui. A igreja é nossa, no caso. Așa. Am pus suculețul. Floricica. Acum, acum, acum. Funcționează. M-ați urmărit? Tot timpul. Vreți să încercați conexiunea? Mai întrebi? Așa e bine? Așa, așa. Ceva de băut? Apă plată. Bagă, bagă! Mai ce stai pe gânduri, ne? Poți să te întreb ceva? De ce ai schimbat providerul? Se bloca. Tot timpul. E adevărat ce scrie aici? Că prima lecție e gratuită? Doar pentru virgine. Nu mă încadrez. A, da? Ne? În cazul ăsta plătești și prima lecție. 100 de euro partida. Două reprize cu o pauză de 15 minute. Prelungirile se taxează separat. Ai și pachete promoționale? Abonamente lunare cu 300 de euro. În care intră și un serviciu săptămânal. Oncolul nocturn urcă prețul cu 20%. Depanare în regim de urgență încă 30%. Accept și lei la cursul BNR. Nu percep TVA. Nu dau bon fiscal. Asta în caz că te-ai gândit să decontezi undeva. Nu ți se pare că ești mai scump decât un avocat? Eu fac, nu vorbesc. Deci, te-ai decis? Ok, mă abonez. Ai o frontală. Asta e. Fii sălbatic așa. Așa te mă Ce faci, mă? Ce cu capul ăsta? Băi, băi, tu n-auzi făcatul ăla, băi! Da, știu, ai boss 42. Eu nu văd nimic. Ce faci cu telefonul, mă? Îmi dau un bip. De ce? Stai în memorie. Și încă ceva. În public nu mă cunoști, nu te cunosc, da? Îmi convine de minune. Dă-te jos! Ți-a plăcut, mă? Ce să-mi placă? N-am văzut nimic. Ți-am zis, mă, să nu mai stai la capul rândului. Ai înregistrat ceva? Ce să înregistrez, mă? Găfuituri și mișcări de picioare la cadru fix, ce vrei? Oh, ce rătat. Dacă îl trimiteam la Cannes, lua și ăsta premiu. Cum vrei să o trec pe asta în telefon, pe Marta?
Păi nu știu. O da bucurie. Bate la 50? Nu am cerut buletinul, mă. Bate la 50, deci. Poate să bată cât o vrea. Știi Facebook? Din profil. De o lună sunt în contact cu o tipă, Oana. Hai să vezi o poză. Da, m-am prins. Frații brother, mit surorile sister, a? Și care din ele e? Faci mișto de mine? Ce să fac eu cu foca? Dresură? Chiar. E drăguță? Avem gusturi comune? E hecăriță? Pe scurt, e moartă după mine. E hecăriță pe naiba. Și ce treabă am eu, mă, cu siropul ăsta? Hai. Pentru că ea crede că eu sunt tu. Ah, de ce moarte după mine? Bă, să nu te plin, că ți-au gâtul. La ce te știam băgat? Stai, mă, liniște, că nu mă dau la astea sub 30 de ani. Asta încă mai visez de la Marea Dragoste. Cine-i buiotul? Asta e poza aia când ne-am făcut noi pulbere la 96? 96, da. Dar tu te-ai făcut pulbere, eu m-am făcut țândă. Care-i diferența? Păi pe tine te-a luat cu fărași și pe mine cu mătra. Tanti! Știi cum le-am făcut? Bune, bune! Untu-i unt și ouă de țăran. Ia vezi. Sărmâna. Ia uite, dragă, ce e. Iar ne îngrași, mama. Ne te îngrași. Hai, mă, mămică, zău așa. De ce-l fasurează voi, mă, mămică, zău așa? Ce bine arătați. Mai, amândoi împreună din clasa întâi, mai ales tu, Toni. Unde mai găsim noi o fată așa la casa ei? Nu găsești, nu găsești, nu găsești una care să-ți facă o prăjitură adevărată. Una adevărată nu mai găsești. Auzi, mămică? Ia uite, dragă, că am uitat. Să-mi comenzi, mamă, un vuiton de la ca să iau și eu niște gogonele din Ok, din hai, hai, gratis, hai da, vin. Ok. Hai, pa, mamă. Bun? Ce-ai? Prins piciorul. Ei, a, pa! Mi-am prins, pa, pa, mamă. Mamă, 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 mamă. Chinezoica. Ce drăguț. Depănare în 60 de minute. Brinchi, să vin față la Toni în 10 minute. Mi se rupe mie de clientul tău, e mașina lui Toni. Hai, dă-l jos, din mers. Aia, taximetristul lui Pește, auzi și care client. Hai, ascultați-o, că mă grăbesc. Nu scute nimic în pana mea, ascultă. Fata asta vrea să ne întâlnim de zile bune, dar eu mă tot dau lovit. Nu vreau să mă lase baltă. Ideea e așa. Mâine, în centru vechi, la ora 11, te întâlnești cu ea la French Bakery. Tu faci mișto de mine? Vezi că tipa e pianistă. Pianistă? Lucrează într-o agenție de PR bule. Bun, facem așa. Ei, astea sunt mesajele noastre pe care le-am scris. Le înveți pe de rost și mâine ești eu. Ai nebunit, tu ești unic. Știu, asta o să vadă mai încolo. Hai să porți urechelniță ca să auzi tot ce spun, cu telefon deschis. Ca să-mi te încurci, o să suflu eu. Ok? Băi, 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 ce faci, băi? Ăsta ți-o cu ea. Da, mă, că n-am nevoie de asta. Dacă te dai la ea, ți-o glanda. Și dacă se dă ea la mine? Ți-o glanda. Păi nu zice că e moartă după mine? Ți-o glanda. Hai, mă, hai că mă duc. Mă așteaptă China Town. Și eu am ședință la hackeri anonimi. Online. Trebuie să mă las. Ia ta, mă? Cum să fie aia? E al doi papagal care stau în barul acolo. Ia. Și zic că e a mea, da? Da. Ne concentrăm, da? Bună! Ia loc, termină într-o clipă. Mai am depus două ordine până se deschide bursa la Paris.
Scuză-mă. Tu trebuie să fii Oana. Dacă trebuie, sunt. Tu trebuie să fii Tony. Până la proba contrarie. Fii mai sobru, ești broker în pana mea. Deci, Tony, ne mai jucăm mult de orbi sau ne dăm ochelarii jos? Ne dăm ochelarii jos. Ai citit? Trezirea! Ei, trezirea! Ce? Pe aripile vântului, meniu. Suntem într-o cafene? Comandăm ceva, nu? Ce e? Nespresso scurt. Fără ciocolată albă. Nu vrei o ciocolată albă fierbinte? Fac o... N-avem ciocolată albă. De nicio culoare. Scuze. Am confundat cu crijma de alături. Dă-mi și mie un espresso scurt și un up. N-ai prea dormit azi noapte. Uite și tu laptopul ăla, să văd și eu ceva. Bă, bă, alo, 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 bă, de ce o... De ce o oprim asta? Mai rup, mă! De fiecare dată îmi face așa, în pana mea. Am stat pe chinezi. Bursa din Hong Kong, nu m-am putut dezlipi de ea. Mm. Plus un dosar cu o tranzacție mai... Nu răspunzi? Da, da. E bahnuța ca iertă, nu se suportă că nu răspund. Da, dragă, de pupic. Sunt într-un meeting, te sun eu într-o oră. Bine? Te pup, te pup. Ce ți-ai și cu vedetele astea? Mie spui? Am făcut greșeala să le dau unora niște ponturi, cum să-și mulțească banii și acum nu mai scap de ei. N-ai văzut în reviste cu câte m-au cuplat? N-am văzut. Scuză-mă. Revine ea. Paparazzi. A plecat? Mm-hmm. A trecut pericol. Dar știu că te-ai speriat. Am auzit că ești broker. Ești broker? Da. Lasă-mă ideea nostru. Vreau să bag și eu niște bani. Îmi dai un pont? Cumpără petrol. O să ajungă la 200 barili. Mersi. Te ții minte. Pe undeva? Îmi cer scuze pentru... Hai mă, lasă-mă în pace. Te ajut. Să se rog, hai. Știi, scuză-mă, eu trebuie să plec. Se deschide Londra. Te super dacă ieșim pe rând? Nu, deloc. Să nu ne pândească golanii. Uite, ești tu prima și eu rămân să plătesc. Dacă nu te deranjează. Nu, deloc. Domnul, v-ați uitat ochelari. Păstrează-i bacșiș. Ce faci, mai spălat-o ca dracu? E aici. Thank you.
diplôme de l'Académie du chocolat. Aveți asigurat viitor glorios în Europa francofonă. Dacă rămâi șomere, aveți asigurat să-ți satisfai. Mai ușor satisfaci un bărbat cu o prăjitură, nu? Voilà, tu as bien compris. Dana. Bonjour, camarad profesor. Tu nu ajungi niciodată autom. Tu nu ajungi niciodată cu feta. Poate pasi un pulau șocolat? Oui, camarad profesor. Să se fie Alice. Regarde, Oana. Elle aime vraiment le chocolat. Bonjour, Magda. Bonjour. Un instant, s'il te plaît. J'entends, Yvonne. Alors, faites-le. Ice facem bavaroise. Yeah! Pas de youhou, oh là là! Oh là là! Oh là, là. Parfait! Aici avez rețeta. Quoi? Voilà. Sport la travail. Merci. Merci. Ia zi cum a fost la întâlnire, hă? Ok, cum să fie. Cum? 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 Adică ok, Ionț. E cam antipatică. Nu știu, are ceva să sperăm, dar seama, hai să vorbim acasă să-mi ne unde astea. Auzi, dar nu-i așa că tipul-i trăznet? Nu știu, trăznet, netrăznet, dar sortă mișto. De la om, costumul ăsta? De la pompe funebre? Hă? De pe eBay. De pe eBay, hă? Da, vine turnat, ce? Turnada era să ajung Flamingo, boom! Îmi bag picioarele în voi de hacker, vă trageți țepe între voi. Unul vinde George și celălalt le cumpără cu cărți de credit false. Lasă că mergem la un magazin și îți cumperi ce costum vrei tu, data viitoare. Data viitoare? Dacă o să mai fie data viitoare. E un joc periculos. Te da la ea? Ce? De ce ai telefonul închis? Hă? De ce ai telefonul închis? Bateria. Eu văd care bateria. Păi l-am pus la încărcat. Bara tot! Bara tot! Bă, chiar că ești împușcat. Du-te, mă, la doctor să te controlezi. Oana, te rog, încetează cu plânsul. Nu e vina mea. Ce, eu am avut ideea tâmpită să merg la întâlnire în locul tău? Serios, dacă nu veneau paparații, nu se întâmpla oricum nimic. Oana, te rog frumos, nu mai sări, că stăm la mansardă și iar vin vecinii peste noi! Deschide ușa, ce faci acolo? Oana, deschide! Ce faci acolo? Oana! Oana, nu fi nebună! Oana, Oana, deschide! Oana, deschide, că sparg ușa, nu fi nebună! Ce să spun, mă, fata e ok, dar nu-i de nasul. De ce? Nu știu cum să-ți explic, dar e cam plină de ea. Tu ești cam plinuț. De nasul său ies? Ce treaba mea cu asta, frate? Tu m-ai băgat în chestia asta. Te-a servit ca prieten. Totuși, fata are o calitate.
Hai. Se rută mișto. Hai, telefon. Patron. Alo, șef, da? Da, am înțeles. Am înțeles. Da, să trăiți. Avem un urgent. Hai că te omor după. Și tu când ai de gând să scoți ciorapia aia? Cine dracu mă vede? Lasă-mă în pace. Degeaba cauți acolo că n-am făcut mâncare, că am fost supărată pe tine. Hai mă, că nu mai sunt, gata, mi-a trecut. Hai că nu mai sunt supărată, gata. Pentru că el când te-a pupat pe tine a crezut că de fapt mă pupă pe mine, știi? Adică el a crezut că tu ești eu, știi? Am auzit acum ce-a venit ideea să-l pui pe Tom Jones la apel. Îmi păstrează puțin să-ți arăt. Păi, și tu ce spune băiatul ăsta? Că ascult așa. Uite. Beatles, Jules Dobricon, Tom Jones, Gabi Lungă și Lady Gaga. Mai încerc să iasă de seama că băiatul are un suflet absolut minunat și că e special. Pentru un broker e cam old fashion. Mai puțin aia cu Lady Gaga. Te mai vezi cu el? Păi tu ce crezi? Tot cu pianista? Te interesează? Ți-a mai dat vreun mesaj după întâlnirea voastră? Te interesează? Uite parola. Du-te. Intră și mesajul. ABC de 1, 2, 3, 4. Se vede că e șecă. Nici nu trecea prin cap. A, bă, lasă. Mergem, mă, mâine în club? La Noșim? Nu. De ce? Mâine e ziua lui mamă. Vreau să-i facem o surpriză. Luăm un tort, gen. Ok. Allons enfants, la meserie. Mamă, ce căsoi, mă! De unde dracu are, bă, asta atâția bani? E bărbatul ăsta lucrează pe la fondurile fare. Păi și nu ți-e teamă că te întâlnești cu fondurile fare aici pe scărun? Nu, că stăm toată noaptea în cazinouri. Auzi, te duci tu mai încolo și dacă îi claxonezi, dacă vezi ceva, da? Da. Auzi, Dani? O dată sau de două ori, a? Depinde, mă. Cine știe. Hai, bă. Madame, c'est Mota. Moi, je suis Yvonne. Iar te legă căptușul și aruncă cheile. Dacă vine bărbat, te las așa și plec. Ce să faci? Ah, Dani, asse. Ah. Te consultam, bă, mă. Ia cactea.
Pasă? Page Sande. Ai și dicționar? Are poze. Paris. Dar ce ai fost? Nu. Despre asta. Hei, ce ziceți? Bravo, bravo. E bine. Dar cum merge cura de slăbire? Cura merge, eu mă îngraș. Nu știu ce să fac ca să ajung la proporțiile ideale. E să mai micșorez porțile, nu? Dar ia zi, cum merge cu băiatul de pe internet? Păi ne-am întâlnit deja. Păi și ce s-a întâmplat? Și tot ce pot să vă spun este că... O să te știu! Dar pe spate, de la prima întâlnire? După cât am frecat-o pe net. Nu contează. Bravo! Bravo! Nota la bavareză? 14. Bravo! Bravo! Băi, ce faci, mă, frate, mă? Nu mai conduci. Du-te și ia torturile alea. Mă, eu nu mă duc, te duci tu. Băi, eu nu pot să opresc mașina aici. Bine, dar nu te miști de aici. Doamna, uite-te și tu cine vine. Hai, de mine, mine, Saleș. Uite-te cine vine. Vino, 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 vino. Schimbăm, schimbăm. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem servi? Bine, doamna, nu-i? Nu, că doamna încă nu s-a hotărât, încă mai stă să mai gândești. Ah. Oh. Da. Dana! Da, Dana! Ce mai faci? Foarte bine! Dana, ce torturi îmi recomanzi? Pot să-ți recomand Criolo, care este un tort cu glazură de marțipan și cu ciocolată neagră. E sigur bun? Foarte bun! Domnișoară, vreau să plătesc bombonul. Iau! Dar vrei să... Ți dau așa nuți sau să scriem ceva pe el? Hai să-l îmbrăcăm. Depinde pentru ce fel de emoție specială este. Da, e pentru o emoție... Ocazie specială. E ziua maică. Ah, bun. Deci atunci o să scriem un amuțean. Da. Și cum o cheamă pe mama ta? Eu întotdeauna îi zic tanti. Tanti? Mame. Mama. Mama. Și spunem la amuțean mama cum Adina sau Adina? Cum vrei? Cum vrei tu. Cum vrei eu? Da. Și vine mai cu căciuliță. E bine așa? Pornește motorul, ceasul și hai, du-mă, oriunde. Nu te mai holba la mine, pornește! Nu. Cât costă? 100. Mulțumesc. Plăcere. Poftim. Mulțumesc. Domnișoară, să... Și avem o ocazie specială, o promoție. La un Triolo primești și un frezie gratis. Este foarte bun, făcut cu căpșuni întregi și cu cremă de vanilie. Totul l-ai făcut? Da, foarte bun. Mi-l dai? Cum să nu, sigur că da, bineînțeles. Mulțumesc. Și mai avem încă o super ofertă extra specială la torturile astea mai... Ești super dulce, dar nu mai am mâini. Mai trec pe aici. Să știi că eu te aștept oricât. Oricând. Pa. Domnișoară, vreau să plătesc bomboanele și să plec. Doamnă, da. Nu vă supărați.
Mă așteaș pe mine să deschid ușa? Vă rog frumos. Da, sigur. Vă mulțumesc frumos. Vă rog. Mulțumesc. Să plătiți bomboanele, domnișoară. Să le plătiți. Da. Cum să nu? Sigur că da. Vă rog frumos. Da, vă rog și eu frumos. Doamne, mă iertați că abuzez. Îmi chemați și mie un taxi, vă rog frumos. Tot fără mâini. Da. Mulțumesc, Finch. Vă rog. Mulțumesc. Pa. Schumacher, lasă mai moale, că nu ne urmărește nimeni. Bă, și mie e nebunit? Nu sunt Schumacher, sunt Hamilton. Dar m-am decolorat un pic. Am făcut o glumă bună. N-am prins-o. Mă îndrept bine spre oriunde? Unde suntem? În primăveri. Te-ai orientat. Îți plac focile? Oceanic de mult. Oprește aici. Oprește, oprește, aici stau. Cât face? Serios, zi-mi cât face. Am uitat să pun ceasul. Nu se poate. Data viitoare te taxezi dublu. Și dacă ai nevoie urgentă de un taxi, mă sun. Ok. Eu sunt Tony. Ciudat. Ești al doilea Tony pe săptămâna asta. Înseamnă că ai avut o săptămână tonică. Te caut, că nu-mi place să rămân datoare. Ok. Unde ai dispărut, boule? M-ai lăsat cu totul astea în brațe. Vine să ți le lipesc de meclă. Totul e nebunilă. Ce să fac? Am avut un client. Ce client, idiotule? Tu ești taximetrist? Ocazional. Ok, în sfârșit, ai avut și tu o clientă. Și ce ai făcut? Cum ce am făcut? Am dus-o acasă. Și acasă ce ai făcut? Acasă la ea, obsedatule. Bă, tu-ți bagi joc de mine? Tu m-ai lăsat ca un papagal în mijlocul Bucureștiului cu două torturi în mână ca să faci tu pe taximetristul? Bla, 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 bla. Dar nu m-a întrebat ce clientă? Ce? Doar n-o fi fost Angelina Jolie. Oana, băi, Oana! Oana? Oana noastră? Care Oana noastră, băi? Băi, vreau să zic aia de pe net, nu pianistă. Nu e pianistă, e piaristă, capiși? Nu-i merge că-ți fac tortul gură. Stai, bă, și cum a ajuns ea la tine, tata? Cum? A văzut că sunt liberă? Și m-a ocupat. Oricum să știi, e super dulcea. Deci te-a dat bacșiș, e clar. Ce bacșiș? Nu, asta e problema. E mai baștană decât credeam. Ce-a zis ea? Mi-a zis ea, ce să-mi zică ea? Am văzut unde stă, bloc de bloc, jumătate de milion de coco. Te-ai invitat înăuntru? Cum să mă invit la cei de alea de se abonează la tine? E din alea care se abonează la tine, frigide, morbide și gonflabile. Ce faci, mă, pe unde umbli? Că mi-am făcut griji. Văd. Ți-a trecut și ție prin cap să-mi iei hainele de la cofetărie? Uite-mă acolo. Tot cu cura de slăbire? Mănânc și pedalez, mănânc. Cred că deja am intrat într-un cerc vicios. Cu cât pedalez mai mult, cu atât mi se face mai multă foame. Păi nu mai pedala. Cât vrei să mă fac sofocă? Ei, lasă. Sunt bărbați care adoră făcile. Tocmai am cunoscut unul care îi plac oceanic de mult.
Nu prea cred. I-ai spus? Nu, spus. Mai face pe proasta. Lui Tony, i-ai spus adevărul? Dar de ce te interesează? Nu mă interesează, întrebam și așa. Ți mai ai spus? Ce? Păi. Mâine o să duc în discotecă și spun adevărul. Fierul trebuie să-l bați cât e cald. Să nu te frigi. Eu nu m-aș pripi. Adică? Că ce o să-i spui? Că nu ești broker, că ești hacker, că nu ești taximetrist, că ești băiatul de la net. În locul ei ți-aș da papuci imediat. Și în locul meu? Aș mai sta o tură. Dacă vrei, merg eu în locul tău. Bă, s-o țin caldă. Hm? Nu, dar numai dacă mă rogi, să știi. Faci tot asta pentru mine? Fac, dacă o condiție. Îmi dai bani de protocol. Fără număr și fără de cont. Ori sunt broker, ori nu mai sunt. Hm? It's a deal. Bă, asta nu tortul, mama? Bă, da. Păi ne omoară mama, i-a mâncat tortul. Nu-i de râs, mă. Promoție, încă unul. Dă-mi de aia cu cremele mele. Te văd. N-am avut mă curajul să-i spun, să știi. Ce? N-am avut curajul să-i zic, nu vreau să stric totul. Ce, un tip așa de trăgălaș, așa de bine crescut. Auzi, era o femeie în spatele lui, care se uita foarte ciudat. Se uita, ziceai că vrea să-l omoare. Și la un moment dat tipul i-a zâmbit și din două zâmbete, asta i-a deschis și ușa, i-a ținut și torturile și i-a chemat și un taxi. Nu i-a dat și număr de telefon? Eu cred că e un adevărat dresor de femei. Nu mai te uita la mine pentru că arăt groaznic. Crezi că l-ai dat gata? Nu știu, că încă n-a gustat din torturi, dar merg la sigur. Eu cred că până la ora asta, măcar dintr-unul tot a gustat. De unde știi? Nu știu, dar poți să verifici. Cum? Cum, Oana? Pe net. Ține-mă că vine să leșin! Nu mă leșina, că ești prea grea. Vin și eu. I-au plăcut torturile! I-au plăcut torturile, mai ales triolul al meu! Cred și eu la cât marțipan am băgat în el. Dădea gata și o hipopotam! Și? 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 M-a invitat la club. Și cred că o să mă duc. Trebuie să-i spun adevăr. Nu mai merge acum, gata. Ori la bal, ori la spital. Eu în locul tău nu m-aș pripi. Cum? Păi nu știu, gândește-te, știu că omul are încă gustul de ciocolată în gură. Nu se-i pice prea bine minciunica. Minciunele n-a cumpărat. Oana, lasă textele, știi la ce mă refer. Gândește-te și tu puțin. El broker, tu cofetară. Și zic să-i mai lași un pic de timp să se acomodeze. Nu, nu, am scris că mă duc. Doar dacă... Dacă... Vrei tu să te mai duci odată în locul meu? Mai mă, Oana, o dată înțeleg, da? Încă o dată și încă o dată devine așa... Mamă, ce te costă? Mă costă că am promis că fac babysitting de la 6 la 12 pentru... Noi din ce plătim chiria? Dar mă duc eu în locul tău! Nu era mai bine cu rechelnița?
Și cine o să te crede că ești conectat sâmbătă seara la bursă? Da. Mă gândesc numai la momentul în care o să-mi dezlipesc cociul. Ține-l. Deci? Mai sus, mai sus. Mai jos. Da. Aoleu, ci-ci-ci-ri-ci-ci! Stai așa. Hai să facem o probă. Zici ceva. Un, doi. Un, doi. Faceți toți la fel ca noi, dacă sunteți boi. Bă. E perfect. Ține ăla. Vrei să nu faci vreo mișcare greșită, ca să rup firul, că de data asta e terminat-o cu mine, auzi? De ce nu te duci tu în locul meu? Ăsta e planul. Deci facem așa. Eu te duc cu mașina, vă duc cu mașina, tu te duci cu ea în bar, o danțezi, o îmbeți, îi faci capul mare, nu prea mult, după aia mi-aduci mașină și tu te tirezi. Vrei să profiți de ea, nu? Vreau să profit de starea în care se află, să-i spun adevărul. Cred că o să accepte situația mai ușor, nu? Eu tragi. Bă, da, ce ești obsedat, numai la asta te gândești. Normal că vreau să-l trag. Normal. Oana! Hei, Oana! Toni, tu ești? Da, da. Bună. Bună. Ce faci? Bine. De ce n-ai venit cu BMW? Vreau să beau și eu ceva în seara asta. După atâta stres. Merge? Hai, băiete! Da, da, ok, boss. La revedere! Băiete. Nu te miști de aici, orice s-ar întâmpla, băiete, da? Bine, boss! Mă pupi în cură. Pentru ce bem? Hai să bem pentru cineva. Pentru paparazzi.
Nu, am ascultat o telenovelă la radio. Au început așa de dea telenovelă la radio? Am plâns-o? Nu, n-am plâns, nu. Ce faci, mă, urmă? Ce faci? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce faci? Ce-ai bă, nu cobor! Afară, bă! Bă, ce-ai? Nu cobor, oricum ne-am ajuns la destinație. Vezi că iau numărul și te reclamă la OPC. Bă, poate-ți reclame una peste but, ieși afară. Ce-i dracu de aici? Ieși afară. Bine, mă, hai, cobor eu, dar măcar nouă pe domnișoara acasă. Locule, pun ăsta în mașină, nu rămân. Bă, măcar cheamă-ne și nouă un taxi. Fă abonament! Bă, de aici, bom! Cu abonamentul? La metrou. Figurant. Un mare șmecher. Și acum ce faci? Nu vrei să mergem la mine? Că și mi-e periculos pentru o fată singură noapte. Între singură noapte. N-am primit recunoaște. Shall we?
Opa, ce avem aici? Un corn francezesc, nu? Ce avem aici? Ce avem aici? Ce avem aici? Instrumente bătut, percuții. E bătut, a? Divin, dramatic, penibil. Atâta poți să spui după 6 ore petrecute cu un bărbat? Dansează mișto. Dansează mișto? Sărută mișto? Mai e încă un singur lucru pe care trebuie să-l aflu dacă îl face mișto. Și ăsta o să-l aflu de una singură. Ce faci acolo? Mi-am dat întâlnire cu el. Când? Te interesează! Mă, se învârte toată camera asta cu mine. Nu simți tot ce ești. Nu simți tot ce ești. Mă bați aici sau afară? Nu mergeți niciun scuipat. Cum ai putut? Cel mai bun prieten. O jigodie. Drăgostit. Simplu. Nu-i vina mea. Vezi că mâine la 10 e întâlnire cu ea. Să nu târzii.
Bună, Tony. Ne cunoaște de undeva? De pe net. Eu sunt Oana. Și tu ești nebunit după Lady Gaga. Don't call my name, don't call my name, Antoine. Ce faci, mă, pe unde umbli? Ce ai făcut, mă? Ce ai, mă, bă, tu, de ce te nervezi acum, mă? Spune și mie ce motiv ai să te nervezi. Vrei să-ți o iei? Așa, taci! E bine, mă, băiatule, mă faci să umblu cu banii pe buzunar de o săptămână ca să-ți iei partea? Ce parte? Cum ce parte, mă? Pentru pontul cu petrolul, ne-am plutat banul, vezi ce mașină am. Bebe, tot 6. Ia ieși 5.000 de pară. Două mici. Aveți mici? Uite, paparazzi! Deci, mă, acolo. Acum ai înțeles. Domnișoară, nu știu cum să spun fără să par mitocan. Sau te scol tu de la masă sau mă scol eu? Pentru că am o întâlnire. Ai o întâlnire cu mine. Pentru că eu sunt Oana. Cum să fii tu, Oana? Nu te uiți la tine cum arăți. Ia... Acum... Mă, tăticu, ce le faci, mă, de sunt așa moarte după tine, hă? Te chiar o muci, o ciuci, o tuere, smicora sau? Ia zi-ne mai aici nou un pont. Vin de țaură, să scadă. Ai auzit, mă, mergem pe aur. O să cresc. Vreau ce? Sau scadă, bă, nu știi. Dar tu măcar un ceai știi să faci? Lasă că-i face bărbatul. Hai. Nu, că îi comandă de la room service. Ai văzut că te-ai prins. Atențion, garda-vă! Repo. Clas, madame. Pas beau tout à? Rupta. Qu'est-ce que ça veut dire, rupta? Complètement cassé. Ah, parfait. În seara asta, organizăm simpozion împotriva violența în familie. Eu speaker. Amigator, hein? Oui, madame. Oui. Tout au fait, compris. Voilà. Ça, ça c'est de ma... Ah. Mena? Parfait, hein? Parfait de chocolat. Symposion! Fonduc fare, lume select. Noi pregătim la ei prejudul special. Oana? Invita și tu la simpozion? Alo, alo! Alo, unde mergeți? Hai spuneți unde mergeți, pe cine căutați. Nu intrați așa cum... Mai zic cu ceva? Ia zic. Cum știi? Nu. Nu stai aici? Nu. Nu stai aici. Păi am văzut-o intrând de scară acum. Nu stă, domnule. Ăsta e domnul meu, cunosc pe toată lumea aici. Nu stă sigur. Sigur? Sigur, domnule. Mersi. Mi-a fost de mare stare. Sugar.
Bună, Tony. Bună. Dana. Nu e cu sonul meu. E cu sonul unei colege, m-a rugat să-i țin loc. Eu nu lucrez aici. Eu. Tu ești Dana. Și o piarez pe Oana. Să-i spui lui Tony? Dana, lasă că mă ocup eu de el, da? Bună! Ce dorești? Luați un tort, Triolon. E delicios. Doamna Verginica? Ce faci aici? Ce... ce face Dani? S-ai spus să nu mă uite cu revizia de săptămâna viitoare. Oana? Da? Dacă n-ai rețea, băieții ăștia ți-o pun imediat. Au firme lor. Excelent. Da, câte ședințe mai aveți din abonament? Două. Două. Vrei un tort, fără noar? Poate data viitoare. Să știi că livrăm și la domiciliu. Da? Mm-hmm. N-am știut că faceți livrări la domiciliu. Facem o excepție. Iar ți-ai uitat cheile acasă? Ce cauți aici? Asta vreau să întreb și eu. Sunt acasă. La o verișoară de la țară. Și eu sunt la o depanare. M-a rugat un prieten. De la oraș. De când se pricep brokerii la depanări? De când calcă piaristele rufe. E un hobby de-al meu, din facultate. Și asta tot un hobby de-al tău e? A, asta? L-am luat din Veneția, orașul îndrăgostiților. Am fost singur. Nu. O secundă, să văd dacă... dacă e acasă. Tony? Tony, trezește-te! Trezește-te, mama! Te caută cineva! Și că ai comandat niște torturi! Ai comandat torturi? Nimic, nimic! Deci prăjiturile mele nu-ți mai plac, da? Nimic, am înțeles! E foarte bine așa! O secundă! Da, poftiți, poftiți! Aveți grijă la așa! Ce frumos se simte! Da, da! Da, da! Așa! Bună, Tony! Bună, Oana! Îmi place la tine aici, e mișto! Dar nu ziceai că ești broker? Nu, sunt hacker. Dar n-am vrut să sperii. Ai vrut să te faci hacker de mic? Nu, când eram mic am vrut să mă fac dresor de voci. Dresor de voci?
Exact. N-am auzit pe nimeni care să fi vrut să facă trezor de foci. Foca. Îmi plac foarte mult animalele. Aha. Și tu până la urmă ce te-ai făcut? Inginer. Ah, inginer? Da. Oh, am auzit lucruri foarte frumoase despre ingineri. Sigur. Adică ce? Că inginerii sunt așa, sunt... Cum? Sunt cu... Cum? Nu vine mie acum exact în cap, cum să zic, știi? Am înțeles. Da. Da, tu n-ai niște șervețele? Șerve... Uite că au sub cărți, le-am pus și eu sub cărți. Nu am, nu folosesc. Nu folosești? Nu. Se vede. De ce ai dat? A? De ce dai? Ce ai? M-am jucat. Asta e un joc? Da. Ce faci, dacă? Dar nu-mi place gluma asta, nu mai fă. Ce-ar fi să luăm de unde am rămas? Să luăm. Cine era femeia din fotografia de pe noptieră? Mama? Chiar dacă aș putea să cred că un broker umblă cu taxiul, că îi se rupe sacul în spate, nu aș putea niciodată să cred că Ivon e mama ta. Stai. Nici nu stai. Vreau să pleci și să te întorci când ai o explicație credibilă. Aminte-mă frumos. Ah, mi-am amintit ce se spune despre ingineri. Ce? Că sunt băieți foarte buni. Aha. Și că... Și că ce? Și... Aci că n-au umor. Și că n-au altele. Oh, dragă, au de toate, au de toate. Auzi? Și ce se spune despre băieții buni? Ha? Că nu uită. Și oricum, nu uita să se uite la ofi. Chiar dacă este un pic plinuță. Cu condiția să mai ține și ea din când în când câte o cură de slăbire. Câteva kilograme bune. Corect. Ai ținut și tu? Da. Da? Da. Ce ai ținut? De tate. Ținută și pe aia cu supă de varză? Da. I-am tăiat degetele. Și cu babele de orez? Bă, da. Babele de orez? Câte babe ai mâncat? 3. Păi așa nu știu. Eu am ajuns la 18. Nu, 3. Da, tot nimic. Lay takes. Să știi că înseamnă că nu sunt singura la care nu contează curele. Dar mai e ceva care se spune despre băieții buni. Ce? Sunt singurii care mai cred în dragoste la prima vedere. Leid, maică-sa. Băi, acum tu de ce nu mă pupi? De ce nu m-ai pupa pe gură? Păi dacă te pup acum pe gură, data viitoare ce mai facem? Toni? Toni? Ți-e rău, mama? Ce mi-ai făcut asta? Eu? De ce ți-am făcut eu ție? Ce mi-ai făcut?
L-ai trimis pe figurantul al tău de pe net, Tony, sau cum dracul o fi chemând, să ne repare internetul. Asta mi-ai făcut. Ce tot vorbești tu acolo? Că eu nici nu știu despre ce tot ce vorbești tu acolo. Eu am chemat niște specialiști, dacă vrei să știi, ca să repare netul, pentru că netul nostru gâfâia, și am luat numărul de la o clientă de-a noastră. Și ce a fost? Brokerul pe aici? Ce să caute un broker la niște amărâte ca noi? Amărâtă ești tu. Te rog eu frumos să nu mai prostești. Tu l-ai trimis aici pentru că ești geloasă, de-aia l-ai trimis. Tu realizezi în ce situație m-ai pus? Mai devreme sau mai târziu tot ar fi aflat. Stai puțin să-ți explic. Nu vreau să aud nimic. Nimic! Dani, vrei iute? Da. Una iute, una normală. Iute, ca mine, repede și bine. Am mensaje pe week. Toată săptămâna dau discount 30%. Am nevoie de bani urgent. Puh, pentru mașină. Vezi că omul meu te mai ține doar până duminică. Mi-a spus. 5 nopți albe. Reziști? Bine, eu. Tu dacă reziști, mă. Fără ceapă la băiatul ăsta. Are treabă diseară. Cântă la cor, frantuzesc. Mersi. Tu ai, mă, mie și urma de la gură. Hai, plătește tu. Da. Te aștept la mașină. Da. Să treci. O să treci. Hai să mergem, hai, lasă-mă. Dimanche, e ziua cea mare. Examenul de absolvire. După care, diplom e direction la France. N-est-ce pas, Dana? Și pe jos, même à pied, madame. Te cred, ma chérie. Cine nu s-a săturat de România? C'est pourquoi? Am ales ca temă pour le masterat la colive ecologică. Madame. Pardon? Excellente idée. Merci. Combinăm cultura română cu cultura franceză. C'est-à-dire, cultura morților cu cultura
Vilor. Vilor. Et maintenant? Hublot. Délicieux, Dana. O să faci furoa în France. Se va audă, mon Dieu. Pardon, stau prost cu subjonctivul. Nu, se pare grav. Se va veni. Ça suffit, Alice. Intéressant. Le maître de cérémonie. Asseyez-vous. Merci. Pentru onor. Înainte. Dansați, vă rog? Ule. Nu, nu. Diseară? Au. Nu pot, nu pot diseară. Nu, nu, e bine la 8. Da? Nu. Am făcut un cerere. Mâine dimineața la ora 5. Nu mai am răbdare. Crezi că ai scăpat de noi? Da. Sunt sigur că o să scap. Nu cred. Sunt un fie cilișa care te iubește. Poți să te zamăcești și nici pe măta. Ce te-au spus, doamnele? Ce să zic? Ia. Gata? Mergem? Nu mai mergem nicăieri, frate. De ce nu mai reziști? Nu, nu mai vreau. De ce nu mai vreau? M-am îndrăgostit, frate. Aoleu. La sol, a? Cam da. Știi ce m-a fascinat pe mine întotdeauna la poza aia voastră cu Blue Brothers? Ce? Ei, ce? Nu ce, cine? Cine? Tu. Așa sunt eu? Așa sunt eu, fascinant. Hai, mă, nu mai da. Auzi, nu crezi că ar trebui să facem ceva și pentru copiii ăia? Mm? Pentru că datorită lor ne-am cunoscut. Mm? Am auzit că Dana nici nu mai vrea să audă de el. Da. Ei zice ceva? Nu. Ei zice ceva? Nu, absolut nimic, nu. Ce mă, așa mă știi tu pe mine? Nu. Nu i-am zis. Oricum am mințit-o că e broker. Și acum e la faza la care urăște pe toată lumea. Hai să le aranjăm o întâlnire. Asta ar fi ceva. Nu cred că o să vrea Dana. Da. Nici dacă se întâlnesc întâmplător. Întâmplător? E altceva? Adu-mi și un hate, te rog. Imediat. Bună. Bună.
Ce de parfumuri? Îți deschizi butic? În PR trebuie să mai și dai, nu mai să iei. Plătiți cu cardul? Tu ce crezi? Aveți hate? Da, avem, dar să rezolv cu domnișoara și după aceea vă aduc. Mi-au furat portofelul. Ești sigură? Da. Păi sună la bancă să-ți blocheze cardul. Da. Oana sunt. Mi-au furat portofelul. Blochează-mi și mie cardurile, te rog. Rapid, mersi. Ce faci? Le pun la loc. Alo, cum îți permiți? Pe astea cu cardurile am mai fumat-o. Plătiți dumneavoastră pentru ea? Da, o plătesc eu. Mulțumesc. Ce obraznică. Da. Nu reclam la poliție? Furtul? Păi... ăștia, dacă îți pare un vapor, nu sunt în stare să-l găsească. Dacă le spui de un carte, iau la șuturi. Da. Oricum, bine că-mi țin actele separat, nu? O, da. Vrei să te duc acasă? Uh-huh. Nu. Cum? Nu. Nu. Trebuie să intru la bancă să-mi scot alt card. Da. Oricum, mersi pentru... Da. O tranzacție reușită. La bursă. Norocul tău. Da, norocul meu. Pa! Pa! Adevărul lui Dana. Trebuia să-i fi spus adevărul. Dana nu-i suportă pe mincinoși. E pățită? Cum? M-a luat odată o țeapă cu mine. Ea acum crede că o să trăiască din speculații lui Dani. Vrea iară să se mărite. Nu faci o aluzie? Fetele bune nu fac aluzii, de-aia rămân nemăritate. Deci mai bine ce facem? E bun. Vei? Ce contează ce cred unul despre altul dacă se iubesc, nu? Măi, una e iubirea dintre un broker și o piaristă și alta e iubirea dintre un inginer și o cofetară. Care e deosebirea? Care e deosebirea? Mai duc. Nu mai pot. Eu l-am făcut. Mai ai? Am venit mai târziu. La mulți ani! Multă trăiască! Multă surpriză! La mulți ani! La mulți ani, suplă! Dorință! Să vreau să urc. Salut, Golani. Ce făceai, Oana, cu paibroscoiu, să te transforme în prinț? Ești calisită de tac pentru piaristă, să știe. Piaristă pe dracu și ea e tot cofetară ca mine. Ai și ce, e cofetara mea. Tu ești broker, nu? Nu. Sunt instalator de rețele. Hai că asta e bună. Nu. Nu prea te văd că l-are pe stâlpi. Pe stâlpi în niciun caz. Am
Haideți să vă fac și eu un cadou de ziua mea. Adevărul adevărat. Noi doi suntem instalatori la o firmă de net și voi două sunteți ucenice cofetare. Ăsta e adevărul care nu contează. Ceea ce contează e că vă iubiți. Capisco. De ce, mă? Tu nu l-ai mințit că ești piaristă? Eu? Da. Ia mai gândește-te, care dintre noi doi a avut ideea tâmpită să-i spună că eu sunt piaristă? Gândește-te, eu sau tu? Bine, mai ai dreptate, eu am avut ideea. Și acum unde-i de gând să pleci? Nu știu! Unde văd cu ochii? Dar noi doi nu putem să mai stăm împreună. A, bravo, bine, acum te-ai supărat și pe mine. Foarte bine, lasă că plec eu și rămâi tu aici. Eu mă duc la Tony. Așa departe ați ajuns? Dacă ține, ține. Dacă nu ține? Am diploma de cofetară, sunt irezistibilă. Spune-mi tu mie un bărbat care rezistă la savarina mea. Știi ce? Îmi iau diploma și am plecat în Franța și m-am mărit cu primul care mi se în cale. Chior, strâmb, șchiop, mut, nu mă interesează, dar numai să nu mă mintă. Bine, da, că e mut, se rezolvă problema de la sine. Și ce mă vrei să te las să crezi că e broker? Hm? Dar ce contează dacă îl iubești? Dacă îl iubesc. Ăsta e visul meu, mă. Să-mi iau o super mașină. Să-mi beau cafeaua dimineața într-o cafenea de fițe. Să fiu propriul meu șef. Să mă pup în cur toată ziua. Și cum ai să faci asta? Hm? Contorsionism. Poți, mă, ce-ar fi dacă ne-am luat o dubiță frigorifică și să livrăm marfă? Uite, tu faci un site de comenzi online. Am putea trage niște țepe de țepe? Nu, mă, chiar vorbesc serios. Păi de ce? Ce marfă să livrăm? Da, asta e o problemă. N-am ajuns până acolo cu business planul. Că în afară de mine, care sunt marfă de marfă, nu prea am ce să livrez. Mersi pentru aseară, mă. Ai fost un domn. Da. Dacă ai mai spuneai că sunt și gigolo, ăla era. Totuși, cred că o iubesc pe undeva. Prin părțile esențiale. Aoleo. Lasă-mă că și cofetăresele au farmecul lor. Miros a vanilie. Da. A scorțișoară, acuișoare, eu cred că mai iau un col. Hai că facem și site-ul. Ce-ai făcut, mă? Te-ai bătut joc de noi? Ce faci? Bă, ai zis că suntem faliți, mă? Faliți? Ai zis că scade aurul și a crescut până la cer? Toți, bă, că suntem faliți! Păi, dacă știi când crește sau când scade aurul, aș fi milionar, mă. Și ce nu ești? Aș fi miliardar. Aici la voi chiar lăsați să intre așa oricine? Păi după ce te-ai lăsat pe zi... Termină! Cine m-a așezat, mă, la masă? N-avem un ban și stăm la masă acum. Ridică deodată, ne facem dacă cap aici. Vino cu aici! Vino aici, auzi! Ce faci? Ce vrei? Vreau să vii cu mine, să-ți arăt ceva. Nu intri să salut pe mama ta? Suntem certați. De când? De aseară, vii sau nu vii?
Vin. Cu o condiție. Care? Promit să-mi spui tot adevărul. Promit. Mă duc să-mi iau geanta. Intuiție de broker. De ce m-ai mințit? La cafenea m-ai întrebat dacă sunt Tony. Și ți-am răspuns până la proba contrarie. Am fost corect. N-am vrut să te contrazic. N-am fost singurul care a mințit. Și am fost pus într-o situație. Și eu am fost pus într-o situație. Care ne-a dus în situația asta? She got me where she want me. The girl's got me. She got me where she want me. The girl's got me. I'm a little prisoner. Hope she never set me free. Let's kick it up now. She never said me.